Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În luna mai, săgetătorul va fi foarte nobil față de soartă. Ai tendința să faci fapte bune, să îi ajuți și să le faci pe plac celor dragi. Poate exista forță majoră la locul de muncă? Fi pregătită pentru o responsabilitate sporită. Nu ignora problemele de sănătate. În ciuda predominației tendințelor negative în prima jumătate a lunii, perioada de la 1 mai până la 5 mai se poate dovedi a fi foarte reușită pentru tine. După data de 5 și înainte de 15 mai, situația se va schimba. Săgetătorul nu va mai fi atât de dispus la comunicare activă și poate prefera activități individuale și intelectuale. În această perioadă, ceilalți nu-ți vor îndeplini cerințele. Ți se poate părea că nimeni nu te înțelege sau că cineva îți pune în mod deliberat bețe în roți. Astfel de tendințe pot duce la tensiuni serioase în mediul de afaceri. După 15 mai, săgetătorul se va ridica și situația va lua o altă întorsătură. Săgetătorii tipici vor simți un val puternic de vitalitate și o atitudine puternică, datorită cărora își vor pune rapid ordine în gânduri și fapte. Până la sfârșitul lunii mai, perspectivele și propunerile emergente vor corespunde intereselor, cerințelor și aspirațiilor ambițioase ale săgetătorilor. Așa că în această perioadă este foarte important să profiți de șansele bune pe care le oferă cu generozitate o soartă schimbătoare. Poți să-ți asumi riscuri în siguranță, să faci pași mari spre obiectivele principale, să fii ghidată de zicala înțeleaptă, drumul va fi stăpânit de cel care merge. Îndrăznește! Dragoste! În prima jumătate a lunii săgetătorul va începe sau reîncepe o dragoste. Dar nu va fi foarte simplu și promițător. Riști să contactezi persoane căsătorite, colegi influenți sau personalități complexe din punct de vedere energetic. În orice caz, poți fi zdrobită moral dacă vrei să continui o astfel de relație. Pentru o relație sănătoasă, trebuie să alegi o persoană nu după aspect și model. În a doua decadă a lunii mai, săgetătorul va deveni cel mai atractiv, și aceste lucruri nu va trece neobservat. Soții se vor privi unul pe altul cu o nouă înfățișare și vor putea să se cufunde într-o relație senzuală de mult uitată. Aceasta este o șansă bună de a stabili un contact intim. Fă-ți timp pentru tine și eliberează-te de necazul de a fi singură. Sănătatea. Potențialul de viață poate să fie scăzut. Dormi suficient, ieși mai des în natură. O zi liberă sau o mini-vacanță este de asemenea o opțiune bună. Concentrează-te pe analize de tot felul. Încearcă să-ți investighezi corpul atât mental cât și medical. Scapă de orice prezumție de o posibilă boală neidentificată. Tratează cu atenție bolile pe care le știi că le duci în spate. Banii. Începutul lunii mai va fi destul de reușit pentru tine. Te poți aștepta la profituri bune. Cu toate acestea, amintește-ți despre obligațiile datoriilor și efectuează plățile la timp. La locul de muncă, ți se va oferi un rol de conducere pentru o perioadă, arată-ți cele mai bune calități pentru a-ți demonstra disponibilitatea pentru promovare. În a doua jumătate a lunii, situația poate scăpa de sub control. Vor fi situații de urgență și forță majoră. Fii pregătită pentru faptul că va trebui să acționezi rapid, să stai până târziu în serviciu și să faci o muncă dublă. Poate apărea un răuvoitor care va amesteca toate cărțile pentru tine și va perturba cursul obișnuit al activităților de muncă. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!